Anul acesta, pe 4 septembrie, se împlinesc 31 de ani de când Mugur Isărescu a preluat conducerea BNR. Hotărârea denumirea lui Isărescu în funcția de guvernator al Băncii Naționale a României a fost semnată de premierul de la acea vreme, Petre Roman. Eugen Dijmărescu, ministrul economiei și finanțelor în guvernul Roman, este cel care l-a propus pe Mugur Isărescu pentru această funcție. Adrian Severin, ministrul reformei în același guvern în anii 90, este cel care l-a instalat formal pe Mugur Isărescu la BNR. Până să fie numit guvernator al României, Mugur Isărescu era secretar pe probleme economice la ambasada României la Washington, de unde a fost rechemat de președintele de atunci, Ion Iliescu. Mugur Isărescu este guvernatorul de bancă centrală cu cea mai mare vechime în funcție la nivel mondial. În 2019, el a fost validat pentru un nou mandat în fruntea instituției, fiind sprijinit inclusiv de parlamentarii puterii. Astfel, Isărescu a ajuns la cel de-al șaselea mandat în fruntea Băncii Naționale. Bancherul Radu Ghețea, fostul șef al Czech Bank, a povestit care au fost problemele cu care s-a confruntat sistemul la câțiva ani după Revoluție. În 1998-1999, când eram în colaps, fără finanțare externă și toți se așteptau ca România să intre în încetare de plăți, guvernatorul Isărescu a chemat băncile străine de pe piață și le-a spus că BNR are nevoie de bani, că trebuie să susțină această țară în care vor să facă business. În câteva minute s-au strâns 105 milioane de dolari. Fiecare a spus, eu vin cu 5 milioane de dolari, eu dau 10 milioane, eu vin cu 20 de milioane de dolari. Nimeni de la masă nu a spus nu. Apoi BNR a avut nevoie de 160 de milioane de dolari și imediat s-au subscris 200 de milioane de dolari. Așa s-a trecut acea perioadă critică, a povestit Radu Ghețea. La data de 1 iulie 2005, Isărescu a introdus leul nou. Trei ani mai târziu, deși era cel mai în măsură să anticipeze criza, în noiembrie 2008, Mugur Isărescu, alături de reprezentanții guvernului de atunci, susținea că România se poate apăra de una singură în fața problemelor financiare. Mulți analiști, în special adepții practicilor din sistemul bancar american, l-au criticat în perioada de criză pentru politica monetară prea conservatoare, care nu ar fi încurajat creditarea. Ei s-au referit la menținerea dobânzii cheie și a rezervelor minime solicitate băncilor la niveluri foarte ridicate. De numele guvernatorului se leagă și o controversă încă neelucidată. El este considerat de CNSAS colaborator al securității de dinainte de 1989. Nota a fost deja trimisă către Curtea de Apel, care va da un verdict. Chiar înainte de începerea procesului deschis la Curtea de Apel București, au fost depuse câteva zeci de note ale securității, pe care CNSAS i le atribuie lui Isărescu. Avocatul acestuia a susținut la acel moment că hârtiile sunt în stare proastă și nu pot fi citite. La rândul lor, cei de la CNSAS spun că Isărescu ar fi primit numele conspirativ Manole la începutul anilor 70, atunci când ar fi fost racolat de Centrala de Informații Externe. Șeful BNR este acuzat că și-ar fi turnat colegii, dar și cunoscuți străini, care se plângeau de regim, de traiul greu, cum ar fi lipsa apei calde și a transportului în comun. Mugur Isărescu a respins această teorie. Potrivit Newsweek, turnătoriile sursei Manole vizau în special diplomați străini de la București, cu care Mugur Isărescu avea contacte constante, în special americani și britanici. Nici colegii lui Isărescu de la Institutul de Economie Mondială nu ar fi scăpat de notele pe care actualul guvernator BNR le-ar fi trimis unității militare 0195, mai scrie sursa citată. Critici la adresa lui Isărescu au tot apărut în decursul anilor, una dintre ele în anul 2010, când, în procesul de elaborare a bazei legale ce permitea clienților să se apere de practicile abuzive ale băncilor, BNR, prin oficialii săi, a susținut în multe rânduri că implementarea acestei legislații ar conduce la destabilizarea sistemului bancar. Isărescu a jucat un rol cheie în ascensiunea României către Uniunea Europeană în 2007 și a reprezentat un pol de stabilitate în timp ce multe guverne s-au prăbușit, a scris Bloomberg într-o analiză publicată în 2019. Sub conducerea sa, hiperinflația a fost învinsă, iar creșterea economică a ajutat la reducerea sărăciei. Guvernatorul este influent și pe plan extern. Publicația amintește colaborările cu Alan Greenspan și Mario Draghi. Isărescu primise, până la acel moment, 17 titluri de onoare universitare și este un membru al clubului Bilderberg Group. Analiza venea exact în perioada în care acesta trebuia să decidă dacă își va prelungi mandatul ca guvernator al Băncii Centrale din România. În acea perioadă, autoritatea lui începuse să fie contestată. Mulți analiști și politici
politicieni declarând că ar fi bine să se retragă din funcție. În mandatele lui Isărescu, la începutul anilor 2000, numai puțin de 12 bănci s-au închis. Printre ele, falimentul Bancorex a fost cel mai răsunător. Următorul său obiectiv în cariera de bancher, după introducerea leului nou și stabilizarea prețurilor, ar fi adoptarea monedei euro, țintă ratată de mai multe ori până acum.